Ați propus sancționarea doamnei senator Diana Șoșoacă pentru încălcări ale regulilor parlamentare, ați spus dumneavoastră. Dânsa am văzut că a primit ieri un avertisment înscris, un avertisment venit din partea biroului permanent. Sunteți mulțumită de această decizie? Cum să o numesc? Vă spun din start că este o decizie fără precedent. În 30 de ani de democrație, eu nu știu să se fi luat cea mai dură sancțiune de către plenul Senatului la adresa unui senator. Eu știu că circul, jignirile în public fac știrea să meargă mult mai bine. Aduc rating, dacă ne uităm pe televiziuni. Și trebuie să fim sinceri, un circar tot timpul va vinde știrea. Asta nu înseamnă că omul acela aduce și plus valoare. Parlamentul României și așa are o cotă de credibilitate scăzută. E undeva la 8%, mă uitam la, cred că 8-10% ar fi. Cred că undeva pe la 10%, ceea ce înseamnă foarte puțin. Motiv pentru care, împreună cu grupul senatorilor liberali și discutat în Biroul Executiv Național, că n-am făcut acest demers de capul meu, am consultat cu colegii, am cerut în mod repetat ca doamna senator să înțeleagă regulamentul, să înțeleagă care e standardul pe care un senator trebuie să îl respecte când vorbește de la microfonul Senatului. Ca și cum eu aș veni la dumneavoastră în emisiune și aș trece de la o înjurătură la alta și aș jigni pe cei care acum ne urmăresc spunându-le că sunt în toate felurile pentru că se vaccinează, că sunt hoți, că sunt bandiți, că sunt ucigași. Este un set de mesaje, a fost un set de mesaje folosit de doamna senator, nici nu contează numele senatorului în realitate, pentru că această divergență de opinii n-a fost în jurul unei persoane. Această discuție s-a raportat la un set de mesaje care sunt toxice pentru o țară care trece prin pandemie. Să ai mesaje extremiste, să ai mesaje homofobe, să ai mesaje antivacciniste care încurajează toată această campanie de manipulare dusă de unii în mod activ împotriva medicilor, împotriva vaccinului. Aceste lucruri n-au cum să nu rămână sancționate. Sigur, noi suntem parlamentari și atunci sancțiunile la nivelul acesta nu pot să fie dă mânuța că îți dau cu rigla la mână sau îți tai 50% din salariu. Te aștepți ca nivelul parlamentarului să fie mai sus și să priceapă care-s rigorile funcției. Bun, și vă așteptați la schimbări? Eu vă spun că de o lună de când am făcut acest demers, n-am mai văzut-o pe doamna senator făcând scandal în plenul Senatului, de la microfon sau fără, căci doamna era într-o perpetuă mișcare și comunicare cu sau fără microfon, cu sau fără eleganță. Are dreptul să conteste avertismentul public comunicat ieri de Anca Dragu în plenul Senatului și pe urmă plenul Senatului prin vot va decide. Repet, miza nu era sancționarea, miza era să o facem pe doamna senator să înțeleagă că trebuie să ne respectăm între noi, că trebuie să-i respectăm pe cei cărora le adresăm mesaje. În definitiv, trebuie să ne uităm la votul pe care l-am primit cu foarte mult respect și să nu-i mințim, știți? În momentul în care îi spui omului ce vrea să audă, nu ce e adevărat, îi faci mai mult rău, mai ales unei categorii de oameni vulnerabili, cei mai săraci, cei cu probleme, cei poate fără educație, în loc să le spui care e realitatea, să încerci să-i ajuți atunci când știi că lucrurile nu funcționează, ai minți, ai duce pe un drum greșit, e foarte, foarte lipsit de etică parlamentară și nu numai. Da, credeți că doamna Șoșoacă chiar crede în ceea ce spune sau este o chestiune de marketing? Poate că se vinde bine și câștigăm capital, de ce nu? Din astfel înțeleg de că umblă informații prin țară și își face partid. Știți cum e? Fiecare om își doarme cum își așterne. Eu
n-am cum să nu mă delimitez de un om cu mesaje extremiste. Eu cred în cei care m-au votat și n-au fost puțini, chiar dacă doar doamna Șoșoacă se bate cu pumnul în piept că a fost votată, suntem toți din Senatul României, din Camera Deputaților, votați, investiți cu încrederea populației, am promis să fim, să avem un comportament decent și să ducem la bun sfârșit niște proiecte. Iar eu, dacă vă uitați pe pagina mea de senator, o să vedeți ce inițiative am avut mandatul trecut, ce am făcut mandatul ăsta. Doamna Șoșoacă nu face legi, nu face amendamente, doamna Șoșoacă a țipat de la microfon și merge la emisiuni și țipă și jignește. Bine, oricum momentul am văzut acela că este senatorului care face legi. În astăzi cinere ură mai mare, da? Și se face mai vocal, e poate și mai popular, e o modă. Dar nu, dar nu credeți că ar trebui să avem alte criterii, să vedem dacă totuși într-adevăr, a făcut da. Legi, ce legi a făcut. A făcut amendamente la legi să le îmbunătățească, aduce vreun plus valoare prin mandatul acesta, că nu trebuie să fii în Parlament ca să stai în piața publică și să țipi și să jignești pe toată lumea. Serios!